În discuția aceasta cu fetele, am auzit-o pe mama lui Dani că spunea că își dorește să plece acasă, că dânsă este frică după evenimentul cu Sabrina, că crede cumva că de acum vor începe mult mai multe lucruri de genul și spune dânsa dacă Sabrina, care este un copil extraordinar de bun, nu a greșit nimănui cu nimic, nu caută conflicte, are o relație perfectă, își vede de viața ei, ajunge să trăiască astfel de momente, atunci ce să ne mirăm de restul? Și spunea dânsa că este frică chiar și de pozele acelea, de capturile acelea făcute noaptea atunci când dorm concurenții și se referea la băieți. În fine, discuția a fost mult mai lungă și dânsa spunea că vrea să plece pentru că crede că va fi mult mai greu. Diana spunea că eu nu cred că va fi așa greu, adică eu sper să nu fie așa greu. Iar doamna Loredana spune că mă omoară fata asta cu optimismul ei, are un optimism de nu... Deci n-ai cum să-i faci față, mă omoară efectiv și zâmbea așa. Și spunea Sabrina, e, așa a fost și noi la început, o să vedeți după o lună, două de competiție, când va începe greul, că poate nu va mai fi la fel de optimistă. Sabrina a întrebat pe Diana dacă pleacă doamna Loredana cu Dani, ea ce face și spunea că pleacă și ea. Bine, Diana spunea că Dani nu va pleca, că doar doamna Loredana vrea să plece. Dani o să rămână aici cu mine. În fine, cred că este greu, doamne, pentru că cumva a fost și în conflictul acela cu Irina și am văzut-o și foarte afectată de ce i s-a întâmplat Sabrinei. Am văzut-o aseară că a stat cu ea de vorbă și spunea că chiar a afectat-o foarte tare ce s-a întâmplat.